Camera Deputaților a dat astăzi votul final pe legea pentru declasificarea deciziei CSAT ce implică desecretizarea tuturor protocolelor SRI cu instituțiile din justiție, printre care DNA și parchetul general. De la intrarea în vigoare a prezentei legi se desecretizează toate planurile de cooperare realizate între DNA și SRI în baza articolului 15 din protocolul de cooperare dintre PICCJ și SRI pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale. Se mai spune în articolul Articolul 1 al acestui act normativ. Legea mai instituie faptul că persoanele care se consideră vătămate într-un drept, ori într-un interes legitim de efectele produse de aceste protocoale, au posibilitatea, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să se adreseze instanțelor competente pentru constatarea încălcării drepturilor și libertăților fundamentale și repararea prejudiciului suferit, cauzele în care au fost pronunțate hotărâri definitive și în care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale în perioada de existență a documentelor prevăzute văzute la articolul 1 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii. Proiectul a fost adoptat cu 174 de voturi pentru, 92 de voturi contra și 4 abțineri. Proiectul de lege a fost inițiat de liderul PSD Liviu Dragnea, președintele ALDE Călimpo popescu și de deputatul PSD Mircea Drăghici. Legea ar trebui să meargă la promulgare la președinte, dar reprezentanții PNL, USR și PMP au anunțat că vor contesta actul normativ la Curtea Constituțională.